Chindia Politehnica Iași este al treilea meci al acestei runde. Vom avea și de la ora 19 întâlnirea dintre Hermannstadt și Dinamo București. Lovitură liberă a Chindiei, balon înalt, respinge încă o dată Andrei Cristea. Este gol! Este golul lui Dumitrașcu, cu un pic de noroc din partea lui Ianoș Brânză. 1-0 pentru Chindia, minutul 13. Deschidere rapidă de scor aici la Buftea. Cristea a bătut Vadim Rață, lovitura liberă, Dumitrașcu îl găsește pe portarul Brânză, un pic prea ieșit la acel șut, s-a întins golkeeperul Politehnicii Iași după acel balon. A atins un pic mingea, dar nu a fost suficient. Nu știu dacă acel balon se ducea pe poartă. Fie că a pierdut, fie că a remizat, nu mai vorbim de victorie evidentă. Chindia a înscris acasă, șut! Oh, ce execuție frumoasă a lui Calcan! Bună și parada lui Aioani, cel mai frumos moment al oaspeților. Prima ocazie cu adevărat periculoasă la poarta Chindiei. Iată, vine în minutul 60, 18 metri. De acolo a șutat Calcan și cred că se ducea în plasa porții lui Aioani și a pus mâinile în cap un jucător al Iașiului. Balon înalt, ar fi trebuit să lase mingea pentru Frăsinescu. Mesac în fața porții, aproape de un autogol. Tiberiu Capușă, e și un autogol spectaculos. S-a animat deodată partida. Sigur, a mai fost și acel 5-2 cu FCSB, însă acel rezultat n-a ajutat-o foarte mult pe Poliași. Ocazie, gol! Este 1-1! Cristea reușește să egaleze în minutul 63! Menul lui Tomai pentru a nu risca foarte mult. Încă o dată, Pasalia a bătut cornerul, Frăsinescu a prelungit pentru Cristea, iar acesta a marcat al 7-lea său gol în acest sezon de Liga 1. Cu 7 goluri, Cristea a egalat pe Cardoso de la Gaz Metan și pe Kevin Lucas în vârful viitorului, în clasamentul golcheterilor, unde Denis Mane este lider cu 12 reușite. Baxevanos aruncă o minge în careu, Cristea! Bună parada lui Aioani, șansă mare pentru Poliași. Cum ar fi fost acum un gol al lui Cristea? O nouă balon la capitanul moldovenilor, 1-1 aici. Aici Cristea putea să facă 2-1, o paradă formidabilă a lui Aioani. Șansă imensă pentru Poliași să dea lovitura la ultima fază a meciului. Se termină însă 1-1, pentru Chindia a deschis scorul în minutul 13, Denis Dumitrașcu, Cristea a egalat în minutul 63.